Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data, stați să mă uit că nici nu știu pe ce dată suntem, că suntem pe data de 17 și a venit răcoarea, frigul, și dacă tot a venit frigul, am zis că de mai mult timp am încercat să fac anumite lucruri pe canalul meu. De data aceasta am atras sponsor, voi atrage sponsor pentru a putea și eu să monetizez mai bine canalul. Și acest lucru, cum îl voi face? Simplu. Voi avea un link în descriere unde veți putea accesa sponsorii respectivi, unde veți putea găsi diferite, să zic așa, tot felul de lucruri, printre care și uleiuri esențiale și tot ce mă gândesc că au sponsorii ăștia la dispoziție. Bun, dar ce vreau astăzi să fac este să vorbesc un pic despre utilizarea uleiurilor esențiale în apicultură. Aceasta a câștigat o popularitate în ultimii ani și se folosește destul de mult, fiind o metodă naturală de a gestiona sănătatea albinelor. Uleiurile esențiale pot fi folosite pentru a combate diverse boli și paraziți care pot afecta albinele și se pot folosi și pentru a stimula sănătatea generală, productivitatea stupilor. Și iată câteva moduri specifice în care uleiurile esențiale pot fi folosite în apicultură. Să începem cu partea, zic eu, partea cea mai importantă, și adică controlul varroa. Varroa destructor este un acarian care infestează stupii și poate cauza diferite daune semnificative a coloniilor de albine. Uleiurile esențiale pot fi precum cel de mentă, eucalipt, cimbru, care pot fi utilizate pentru a controla acest parazit. Ele pot fi aplicate și în formă de vapor sau diluate în apă sau în sirop, dar folosesc borcanele cu găuri. O altă parte ce se poate utiliza uleiurile esențiale este stimularea sănătății albinelor. Acestea pot fi o gamă largă de uleiuri esențiale care face acest lucru. Acestea sunt uleiurile de mentă, lavandă, chiar și lămâie sau lemongrasul, cum îl cunoaștem cei mai mulți. Aceste uleiuri pot fi adăugate și în hrana albinelor în doze foarte mici pentru a îmbunătăți vitalitatea coloniilor de albine. Un alt aspect: se poate utiliza la prevenirea diverselor boli. Aceste uleiuri esențiale pot fi de cimbru, care este cunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și este folosit pentru a preveni și trata unele boli bacteriene și fungice ale albinelor. Ele, de asemenea, pot fi folosite și ca repelent împotriva insectelor și a diferiților prădători. Acestea sunt uleiurile esențiale, cum ar fi citronela, eucaliptul, pot fi folosite pentru a respinge alți dăunători și insecte care pot invada sau dăuna stupilor. Destul de
largă gama de prevenire a diverselor afecțiuni a unui stup de albine, care poate fi, iată, folosit aproape în toate domeniile. Cel mai mare câștig în folosirea acestor uleiuri esențiale este că se pot, cum să zic eu, adică poți să le utilizezi cu mult înainte să te îmbolnăvești, să se îmbolnăvească stupul. Cam atâta pe ziua de azi. Accesați linkul din descriere pentru a găsi acolo ofertele sponsorilor care o să am pe canal și nu numai, pot să fac mai multe lucruri cu ei, pot să-i promovez unde doresc eu. Cam atât, până data viitoare, numai bine!